Procurorii Dicot au descins astăzi la fabricile din Rădăuți și Sebeș ale firmei austriece Schweighofer într-un dosar privind comerțul ilegal cu lemne. În colaborare cu poliția română s-au făcut 23 de percheziții pentru destructurarea grupării care, potrivit anchetatorilor, ar fi prejudiciat statul cu 25 de milioane de euro. Astfel, firma austriacă a cumpărat lemn fără proveniență legală, iar în unele cazuri, achiziția ar fi fost justificată prin documente cu caracter nereal. În cauză există suspiciunea rezonabilă că, începând cu anul 2011 și până în prezent, mai multe persoane au constituit un grup infracțional organizat, membrii grupului acționând în vederea deturnării licitațiilor publice organizate la nivelul unor direcții silvice pentru a-și asigura volume suplimentare considerabile de masă lemnoasă în vederea procesării în fabrici specializate în tăierea și rindeluirea lemnului, arată procurorii Dicot. Conform primelor informații, există suspiciuni că aceste acțiuni au beneficiat și de sprijinul unor funcționari publici. Mai mult, o parte din masa lemnoasă provenea din tăierea fără drept a unor arbori. Reprezentanții firmei austriece au prezentat și ei un punct de vedere în acest caz. Holz Industries Schweighofer cooperează cu autoritățile și oferă tot sprijinul în ancheta Dicot comunicată pe 30 mai 2018. Principiul fundamental al companiei este de a respecta întotdeauna legea și reglementările în vigoare din țările în care operează. Compania pune la dispoziția autorităților toate informațiile necesare pentru buna desfășurare a închetei în curs și sprijină autoritățile prin toate mijloacele sale pentru o soluționare corectă a investigației pe baza unor date transparente, se arată în comunicatul companiei. La începutul lunii martie, compania austriacă a vândut peste 14.000 de hectare de pădure pe care le deținea în România.